Cine este Domnul Iisus Hristos ca Domn și Stăpân? Asta este tema care, sau întrebarea care doresc ca să o vedem împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu și cine îmi spune Doamne, Doamne? Cuvântul Domn, noi des să-l auzim și este foarte des auzit și întâlnit. În limba greacă, cuvântul Domn, de fapt, sunt două cuvinte. Unul este curios, care înseamnă suprem în autoritate, cel care controlează. Asta este cuvântul cel mai des întâlnit. Și al doilea cuvânt este stăpân absolut. Este cuvântul depotes. Când veneam acum de la Ungaria, am dus echipa la campionat. Și fiind în mașină, am mers 42 de ore, am mers încolo și înapoi am făcut un drum foarte lung. Și ca să nu adorm la volan, mi-am descărcat o carte, un autor, numele lui este Tozer. Tozer, dacă ați auzit de el. Și el spune așa despre Domnul Iisus Hristos. Spune Petru, vorbește despre numele lui Iisus cu respect și reverență. Pentru că această semnificație, Yeshua, Iisus, este de fapt mântuire. Acesta este numele lui Iisus Hristos, Iisus unsul. Ioan, când l-a văzut, Ioan Botezătorul a spus, după ce Hristosul a înviat de morți, Domnul a dobândit întâietate peste orice făptură din cer, de pe pământ și din iad. Poziția lui înaltă, în raport cu toate ființele de pretutindeni, i-a dat titlul de Domn, cel care are dreptul, puterea, înțelepciunea și capacitatea de a stăpâni și a domni. Deci Iisus înseamnă Mântuitor, Hristos înseamnă unsul, Domn înseamnă exact ceea ce înseamnă acest cuvânt, cel care deține drept domnia. În acest caz, Iisus Hristos este cel în jurul care gravitează întreaga creație, pentru că El este parte din creație, El este Creator. Și toată Biblia, revelația, planul lui Dumnezeu pentru om, pentru noi oamenii, se descriu în persoana Domnului Iisus Hristos. El a venit ca să descopere slava lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos pentru asta a venit. Și în Noul Testament, în Vechiul Testament, sunt câteva figuri de stil care prezintă frumusețea Domnului Iisus Hristos. Cine este El? Și spune că El este soarele dreptății, cu vindecare în aripile Lui. Steaua care a strălucit asupra lui Iacov, cel care vine cu mireasa Lui. Prezența Lui este asemănată cu ploaia care cade pe pământ, aducând frumusețe și rodnicie. Ca marea cea mare, ca stânca cea falnică, este comparat cu cedrii cei puternici. Se găsește în legătură cu imaginea unui vultur, care zboară deasupra pământului, privind minunile, lacurile, stâncele și câmpiile. Și dacă o studiem Scriptura, dacă o studiem Cuvântul lui Dumnezeu, o să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos și în Noul Testament, și în Vechiul Testament, ca și Creator, ca și Domn, ca și Stăpân. Și vreau să vă recomand cursul Numele lui Dumnezeu. Noi studiem acest curs la noi acasă, acum, duminica. Este un curs deosebit. În cursul ăsta îl vezi pe Domnul foarte profund, înțelegi cine este Domnul Iisus Hristos și cine este Dumnezeu. Vă recomand ca să-L studiați și să înțelegeți în profunzime persoana Domnului Iisus Hristos. Și totuși, poate un copil al lui Dumnezeu să fie un copil al lui Dumnezeu și să nu facă ce îi spune Domnul. Haideți să vedem la Moise, exemplul lui Moise, la Exod, capitolul 4. Versetul de la 10 la 14. Aici Moise se întâlnește cu Dumnezeu. Exodul, capitolul 4, versetul de la 10 la 14. Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri, nici măcar de când vorbești robului tău. Căci vorba și limba mi se încurcă. Domnul a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe om, mut sau surd, cu vedere sau orb, oare nu eu Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți.
Atunci Domnul s-a mâniat. Deci vedeți aici o situație când Moise a rostit numele Adonai. Adonai înseamnă Domn. Dar Moise de fapt n-a crezut și Moise nu s-a supus. Și Domnul s-a mâniat de fapt. Vreau ca să ne gândim bine. Noi repetăm de mult numele Domnul și vreau ca să ne analizăm, să ne gândim de fapt. Dacă înțelegem, în primul rând, ce mare Dumnezeu avem noi, ce mare Domn avem noi. Și cum răspundem când El ne spune ceva, ce noi trebuie să facem și noi trebuie să îndeplinim. Apoi, mai departe, întoarcem la textul din Matei, care l-am citit la început. Acolo este o categorie de oameni care Domnul Iisus Hristos spune, de fapt, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Deci sunt o categorie de oameni și vedem că ei fac lucruri parcă aparent spirituale. Ei prorocesc, fac multe minuni, fac lucrări, fac anumite lucruri și vedem în ziua aceea că ei pun întrebări Domnului Iisus Hristos. Ei vin la argumente cu Domnul Iisus Hristos. Că n-am făcut, noi n-am și de fapt vreau ca să ne gândim bine împreună și să înțelegem de fapt ce facem noi, ce facem noi, pentru ce facem noi lucrurile care le facem. Biblia spune că și dracii cred și se înfioară. Apoi mai departe spune că cine aude aceste cuvintele mele, le face. Și a auzi și a face înseamnă a îndeplini imediat, a aplica cu orice preț, cu scumpătate cuvintele Domnului, cei ce vorbește El. Aduce la îndeplinire, a face exact ce spune El. Nu selectiv și nu așa aparent. Noi acum am sărbătorit Paștele, multe sărbători creștini, avem Crăciunul și la oameni le place de persoana Domnului Iisus Hristos. Toată lumea, mă refer la lumea, nu creștinii, și se pregătesc de sărbătoare și fac foarte multe lucruri. Dar oamenii nu fac ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și poruncile Lui. Foarte puțini sunt cei care trăiesc după Cuvântul Lui și care aplică, fac ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, sunt foarte puțini. Și cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, de fapt? Aici, Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi răstignit în seara aceea și de Paște, s-a citit pasajul acela, când era cu ucenicii în camera de sus, în Ioan 13, a dat o pildă de slujire și a spus așa, cine vrea să fie cel din tâi, să fie slujitorul tuturor. Și a împlinit nevoie ce a luat și a spălat picioarele ucenicilor. A împlinit o nevoie care era acolo, trebuia împlinită. Și a face ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este a face imediat. Când se face un apel, când este un anunț la biserică, când se face un apel din față, este o nevoie, atunci trebuie să mergem urgent să o îndeplinim. Și voia Lui, voia Tatălui nostru care este în ceruri, este ca să credem în El, să devenim ucenicii Lui, să avem viață veșnică și să ne grăbim să împlinim cuvântul Lui. Mai departe aici vedem omul care și-a zidit casa pe stâncă. Este un om cu judecată, este un om înțelept aici. Stânca aceasta, temelia aceasta este Iisus Hristos. Dacă viața noastră este bazată pe Iisus Hristos, dacă picioarele mele stau amândouă picioare pe Hristos, eu stau tare. În viață pot să vin anumite situații. În viață pot să vină probleme foarte mari, probleme grele. Dacă am în două picioare stau pe Hristos, atunci eu sunt un om cu judecată, eu stau pe stânca tare, Hristos. Apoi temelie este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dă direcție la toate întrebările noastre, la problemele care le avem în viața noastră, cu care ne confruntăm zi de zi. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia pe care trebuie să stea picioarele noastre, amândouă, ambele picioare, nu numai un picior. Și apoi, mai departe, spune despre omul cu judecată. Omul cu judecată este un om care îi dă voie ca Hristos să locuiască din plin în viața lui, în inima lui. Un om cu judecată
Este un om care Hristos să vede pe deplin în viața lui. Acum câteva duminici eram la noi la studiu biblic acasă și era un tânăr și a spus, uite, el vine de mai mult timp la studiu. Zic, nu vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta? Și el parcă sincer mi-a spus așa, băiatul, zici, ei, Domn Tudor, el și-a văzut că se roagă la studiu, răspunde activ, zice, eu de o zi încăs cu lumea și îmi place lumea foarte mult. Deci asta nu este o judecată, când stai cu un picior pe Hristos și un picior cu lumea. Asta nu merge așa. Hristos nu e așa. Trebuie ambele picioare să stea pe Domnul Iisus Hristos. I-am spus, nu merge așa. Îmi pare rău. Și am spus, uite, dezamăgirea ta o să fie mare, pentru că vedeți, aici spune că Domnul Iisus Hristos spune, depărtați-vă de la mine, pentru că cei care nu stau cu ambele picioare pe stâncă, pe Hristos, de fapt ei unde se duc? Se duc în lume, se duc în iad. Dar să-mi pare rău, dar dezamăgirea ta o să fie mare în ziua aceea. Și oamenii ăștia care sunt categoria asta, gândiți-vă numai pentru ei ce dezamăgire. Ei cred că fac ceva spiritual, că ei fac ceva pentru Domnul. Și nu se descoperă în ziua aceea. Că Domnul Iisus Hristos te spune, depărtați-vă de la mine, că nu vă cunosc. Și în viața noastră vin situații grele, vin lucruri grele, dificile. Când eram acum la joi, la întâlnirea cu bisericile de la noi din țară, la Betel, care ați fost, s-a anunțat, fratele Ion, când a început să spună de o persoană, adoptul și-o mai amintit încă de o persoană, că are cancer. Și cineva este în ultima stadie de cancer. Pe urmă, când am stat și am mai gândit, un băiat cam de seamă cu mine, care este căsătorit cu o verișoară, tot are cancer, din familia noastră. Și ultimul este un verișor, tot așa. Eu când m-am pocăit, trăiam împreună cu el, eram prieten foarte bun și am spus Evanghelia foarte des. Acum vreau să mai spun o dată. El avea o prietenă, o logodnică, trebuia să căsătorească cu ea. Și ea a fost depistată cu cancer deja de 2 ani și acum este în ultima stadie. Spune că deja gata, are zilele, stau și numără zilele. Și nimeni nu poate să facă nimic. Întrebarea mea este, pe cine bazăm noi? Că stânca noastră este Hristos, dacă în situații vin, în viață vin situații care nu știi ce trebuie să faci, nu știi cum să procedezi. Sunt așa situații grele în viață. Dar dacă Hristos este stânca și dacă ambele picioare stau pe Hristos, atunci Biblia spune că ești un om cu judecată și un om care știi să stai tare. Tot în familia noastră, câțiva ani în urmă, a fost o sora Nase, așa îi spuneam, ea este fiica bunicii, sora lui mama, de fapt, a lui mama Vera. Ea a fost depistată cu cancer, dar ea la botez, când eu m-am botezat, ea a făcut câteva aici une de sarmale. Era o femeie de la țară, o femeie credincioasă. Și tot așa, a avut cancer și nici 2 luni de zile nu i-a luat, nici 2 luni, a avut la plămâi. Pur și simplu, noi toți ne-am umit toată familia. Cum așa de repede un om poți să dispară? Un om viu, pe deplin. Și când am fost, de-a ultimele zile, ea deja nu mai era, cred că cum, conștient era, dar fizic deja era, poți să spui că moartă. Dar în ochii ei se citea un calm și o pace, pentru că ea merge să întâlnească cu Domnul, de fapt. Toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos au viață veșnică. Și ea merge la Domnul, la Cel care l-a slujit, la Cel în care a crezut. Viața noastră, de fapt, vedem mai departe, aici sunt oamenii care zidesc casa pe nisip sau zidesc o casă cum artificială, o casă în care când vin greutățile cedează. Pur și simplu cedează și se distruge. Casa zidită pe nisip, când vine o greutate, când vine o problemă, casa aceea se dărâmă. Domnul Iisus Hristos vrea să zidească și El vrea să zidească relații personale cu fiecare dintre noi. El vrea să fie Domnul fiecărui, să aibă o relație profundă, nu o relație așa artificială. Dumnezeu nu vrea așa relații. Dumnezeu vrea relații profunde cu noi, cu fiecare. Și El vrea ca să
voia Lui este ca să credem în El și să avem viață veșnică, de fapt. Și la Matei, capitolul 10, versetul 34, la 40, sunt trei lucruri acolo. Dacă vrem să avem o relație reală cu Dumnezeu și dacă vrem ca să stăm pe stâncă tari, dacă vrem ca să nu ne dărâmăm când vin situațiile în viața noastră grele, sunt trei lucruri care trebuie să le facem acolo. Acolo Domnul Iisus spune, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mama sa, pe noră de soacră sa și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cine vă primește pe voi, mă primește și pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. De primul lucru aici, care, ca să avem o relație cu Dumnezeu, este ca să, cu Domnul Iisus Hristos, este ca să ne luăm crucea și să-L urmăm. Noi în viața noastră, fiecare avem câte o cruce, fiecare avem situații grele, dificile, dar să o facem în tăcere. Domnul Iisus Hristos, când și-a dus crucea, El nu s-a plâns, El nu s-a... A fost batjocuit, scuipat acolo, dar El nu s-a plâns. A mers în tăcere și-a dus crucea. Este primul lucru, dacă vrem să avem o relație adevărată cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, în traducere aici, cuvântul, tot pasajul ăsta, vedeți, limba în care a fost tradusă Biblia este o limbă săracă și sare în vedere că cine nu vine după mine, sare în vedere a adora, a preferi pe Hristos mai mult decât familia, mai mult decât părinții, mai mult decât tot. Să dorește în primul rând pe Domnul, pe Domnul Iisus Hristos ca stăpân și Domn. Și următorul lucru spune, cine nu-și dă viața pentru mine, nu este vrednic de mine. Este al treilea lucru. Ca să avem o relație cu Domnul nostru, trebuie să fim gata să ne dăm viața. Noi în biserica noastră avem frați care și-au pus viața pentru Hristos și știm, avem exemple în fața noastră care acum sunt în Irak, în Pakistan, în Afganistan și iată, avem exemple care vii și nu trebuie să ne întoarcem cu ani, cu un istorie ca să privim. Și trebuie să fim gata ca să ne dăm și noi viața pentru Hristos, să avem o relație profundă, o relație apropiată cu El. Și să ne ducem crucea în liniște. Și ultimul lucru este ca să ne asemănăm cu Hristos și caracterul Lui în toate domeniile vieții noastre, în tot ceea ce facem noi, să vadă Hristos, mielul lui Dumnezeu, slava Lui să vadă, în tot ceea ce fac, în tot ceea ce fac să vadă El. Așa de frumos am văzut postarea lui Ionel Iliescu când a luat medalia de aur și a mulțumit așa de frumos lui Dumnezeu. Și am mulțumit și eu împreună văzând rezultatul acesta frumos, dar în postarea aceea l-am văzut pe Hristos, cât de frumos a mulțumit El la toți oamenii. Tot în ziua aceea, în România, cineva din ucenicii noștri care sunt la club, care este ucenicul fratelui meu, este Gheorghiță Moraru, în România au luat un titlu mare la altfel de lupte, dar nici un cuvânt despre Hristos n-am văzut. Atunci eu i-am scris un mesaj, imediat am scris, Gheorghiță, așa nu se poate. Și, de fapt, ceea ce vreau să spun este că în tot ceea ce facem, să-L vedem pe Hristos, că la Gheorghiță nu l-am văzut pe Hristos, El este din biserică. Și el atunci a venit cu scuze și cu argumente și tot felul de discuții. Până mi-a scris și Vasile Panainte, i-a scris și mai mulți, Marica i-a scris. Dar până la urmă să nu pierdem esența la ceea ce facem noi, nu slava noastră personală, nu ceea ce... Și i-am spus că este foarte important să nu uiți de oamenii care s-au investit în viața ta. Nici un cuvânt nu a scris nici de Ion, nici de nimeni. Cine? Antrenorul lui, învățătorul lui care l-a crescut. Și trebuie să dăm tribut la oameni, asta este adevărat. Dar să nu uităm că în toate lucrurile trebuie Hristos să fie văzut. Hristos trebuie să fie pe primul plan. Pentru că foarte mulți oameni știu să placă oamenilor, știu să arăte în fața oamenilor cum trebuie să răspundă, ce trebuie să răspundă și știu foarte bine cum să placă și cum să arate oamenilor.
dar nu Domnul Iisus Hristos. Haideți ca să placem lui Hristos în tot ce facem noi. În fiecare zi când mă trezesc dimineața, mă gândesc cum să plac azi Domnului, cum să fiu mai plăcut Domnului. În orice decizie care o luăm, în orice situație care o facem în viața noastră, să arătăm slava lui Dumnezeu, să arătăm cine este El ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Să fim mulțumitori și să vedeți în poporul Israel, mai departe, după ce a fost scos din robie, ei au cârtit, au murmurat împotriva Domnului. Domnul i-a scos din robie. Și Pavel spune, fiind în închisoare în Filipeni, în epistola lui, spune că pentru mine a trăit este Hristos, este Domnul. El nu a murmurat, El nu a cârtit. Haideți să nu ne mai plângem. Avem așa un Domn. Și cu asta vreau să închei și Domnul să ne ajute pe toți ca să avem o atitudine de mulțumire. Pavel a mulțumit în epistola lui Filipeni. Și așa cuvinte de mulțumire frumoase au avut totdeauna. În situații grele, în situații dificile. Haideți să-L prezentăm pe Domnul Iisus Hristos în tot ce facem noi, în tot ce suntem noi, acolo unde suntem noi. Să arătăm slava Lui, să arătăm puterea Lui și înțelepciunea Lui. Amin. Haideți să ne rugăm.